Cornel Folescu, deputatul PSD Mehedinți, a depus și susținut în Parlamentul României trei amendamente foarte importante pentru mehedinți. Construirea de străzi în cartierul Veterani din Drobeta, Turnul Severin, a fost unul dintre acestea, însă actuala guvernare s-a opus categoric dezvoltării județului nostru. Toate amendamentele propuse pentru un nivel de trai mai ridicat al mehedințenilor de către parlamentarii PSD Mehedinți în Parlamentul României au fost respinse categoric de actuala guvernare. Dezvoltarea infrastructurii rutiere reprezintă un pas important pentru un județ european. Cornel Folescu, deputatul PSD Mehedinți, a propus un amendament pentru dezvoltarea municipiului Drobeta Turnul Severin, însă a primit un aviz negativ. Este vorba de numărul 1596, unde se propune suplimentarea cu 17.105 lei a bugetului de stat pentru construirea de străzi în cartierul Veteran din Drobeta Turnul Severin. Cu 134 de voturi pentru, 218 contra și 3 abțineri, amendamentul a fost respins. S-a dovedit faptul că actuala coaliție de guvernământ nu dorește binele cetățenilor mehedințeni, nici a românilor, astfel că toate amendamentele depuse de Partidul Social Democrat în favoarea dezvoltării țării și a fiecărui județ în parte au primit un aviz negativ.